Good radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Good morning, prieteni. Ce îmi place Delia, cum le scoate. Noi echipă în Carpați, cum era, cum e Oțelul Galați, acum da. Delia. Este o piesă, Delia. Este o piesă cântată Delia. Inițial de formația Azur, care, apropo, formația Azur a fost la nuntă la Smiley. Am văzut imagini de la nuntă la Smiley. Doamne, ce dezmăți, ce frumos. Dezmăți în sensul ăla frumos. Casa de piatră, apropo. Casa de piatră. E o formație care îmi place mie, se numea Mondial. Nu știu dacă o să facă vreun remix pe o piesă care se numea și îmi plăcea mie Iubire Bibelou de Porțelan. Așa se numea melodia, că mi-a venit vorba de Azur. Mă rog, de la o anumită vârstă îți aduce aminte din când în când, așa, când te trăznește, știi? În fine. Știi cum este vorba aia? Mă lepăd de manele, nu. Păi nu. Apropo de lepădat, avem noi o chestie. Aveam un coleg, îl chema Lepădatul. Când eram avut și în clasele... un coleg operator în TVR, Doru Lepădat. Deci tot timpul trebuie să existe un lepădat în viața noastră, pe bune acum. Și apropo de lepădat, a fost foarte viral sfatul unui preot care nu face parte din Biserica Ortodoxă Română. Am înțeles că este undeva prin Grecia, a plecat din Biserica Ortodoxă Română, că nu știu, a avut niște declarații mai controversate, dar așa. Ce zice domnul preot? Poți să zic domnul preot? Aia, da, mă, cu zi pisica. Preotul. Zice, cine nu se leapădă de pisică merge în iad. Fii atent că avem postare pe Facebook. Ori pisica, ori Hristos. Eu vă citesc, da? Citește. Nu se poate și cu împărăția cerurilor și... cum este? Pisica. Și pisică. Cine nu se leapădă de pisică, merge în iad. Animalul a ajuns să substituie omul. Animalele de casă sunt dumnezeii noștri. Am înțeles. Și preotul ăsta zici că nu mai e în biserică. Măi, ci că nu mai este de ceva vreme. Așa am înțeles, așa am auzit, că ci că ne chinăm la pisici și câini. Și s-a iscat mult tam-tam pe Facebook mai întâi, unde a fost postată chestia asta, după care s-a vorbit peste tot în mediul online, s-a vorbit și la știri, deci toată lumea ieri vorbea numai despre chestia asta. Da. Ce să zic acum, îmi vin o mie de idei în cap, cum spun eu. Păi eu sunt, de exemplu, într-o mare dilemă, fiindcă eu sunt iubitor de pisici. Vorbesc serios, urma să-mi iau pisică. Nu, dar... Nadina zis oare, câte pisici ai, Nadina, una sau două? Are o pisică. Una, da. Deci cum să renunțăm noi ăștia care avem pisici la pisică? Păi cine mai face miau? Cine să renunț? Da, miau, dar pe de altă parte o să încep să fac eu miau prin casă. Da. Îmi place să aud miau așa din când. Sunt unii care scriu miau ca pisica, dar mă rog, asta e. Corect. Hai să ne gândim. Deci dacă renunțăm la pisică și la câine, că nu este... Cum e? Nu e... Dacă nu, nu trebuie să... Pardon, așa că nu-mi venea cuvântul. Nu, dar știi cum e? Eu nici nu înțeleg de unde i-a venit așa ceva. Că de când e omenirea păi, asta în uriașii... Păi, fiindcă noi care ce să închină, măi, pisicii și păi, nu știu, când, de exemplu, fii atent, când îi pui de mâncare, te pui în genunchi. Că ai pe jos... A, da, bine, hai, lasă. Acum gata. Dacă o dăm în asta, că mă enervez, da. Măi, nu te mai enerva. Păi oamenii aveau animale tot timpul în uriaș și oamenii care se duceau la biserică și acum sunt oameni să duc la biserică și au animale. Au cățeluși, au câini, au găini. Cum să... În fine, mă rog, preot. Păi, da. De exemplu, la țară... Să lapere Dumnezeu și... Uite-te, la țară ciobanii ar trebui să renunțe la câini, nu? Că, uite, câinele e foarte important în stână. Da, și corect. Atunci ar trebui să-și ia lei și tigri de pază. Da, păi, corect. Păi fii atent că a zis doar căței și pisici. Dar stai că și leii și tigri... Lame. Nu, exact că leii și tigri sunt pisici mai mari. Nu, lame și mai zi tu ceva. Și zebre. Brigege. Zebre. E bun asta, lame și brigege. Zebre. Bun. Păi... Râși. Cercopitești de savană. Nu, că cercă ăștia râși și sunt tot pisici mai popândăi. Mari. Popândăi. Agresivi. Păi și noi ce facem? Nu mai postăm pisicuțe? Pe social media? Ba, da. Nu știi că pisicuțe până... Era o vorbă, era o glumă și Dumnezeu dă like la pisicuțe pe social media că sunt da, nu știu, era un tânăr, l-am cunoscut odată, nu contează, că mi-a spus, dacă vrei să faci data aia, like-uri de-asta, trebuie să postezi câini, pisici și a completat el și copiii. Zic, cu care e legătura, mă, omul lui Dumnezeu? Plac la... Da, plac fine, la audiență, da, cum s-ar spune. De acum încolo, fără pisici, în casele oamenilor, să știți că e o parte bună. Da. Bradul de Crăciun o să fie în siguranță. Dimineața Blândoi. Your hit music playlist. Impulse. Powder. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Impulse Radio. Good vibe station. This is Impulse Radio.
Hai, bună dimineața! Hai, bună dimineața! Vă spunem, nu renunțați la pisici și nici la căței, că altfel... Altfel, uite, ne scrie, de exemplu, Elena pe WhatsApp la 0754222999. Zice, eu de pisici nu mă las, le iubesc. Zici că pisicile sunt o chestie așa, o dependență. Și sunt, eu sunt dependent de animale de companie. Am rămas momentan, fii atent, doar cu un iepure. Un iepure, atât. Da. Uite, România e țara din Europa cu cele mai multe animale de companie. România. Wow, serios? Da. Nu te cred, dar da, așa este, că Luminița din București ne spune. Neața Radio Impuls, am avut căței și pisici, acum am 3 pisici, au fost 4, chiar 7, pentru că le iubesc. Da, 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 și eu am mulți cunoscuți care au multe animale de companie, nu doar unul, exact ce spui tu și iepurașul tău, pac, pac. Suntem corectați de Sebi, el zice, vorba că-ți faci Dumnezeu din pisică, nu că ai pisică, e o diferență. Păi momentul în care ai o pisică, nu știi cum este, pisica e stăpânul, nu tu. Da. E pisica când se uită pe geam, nu, când vine la ușă, este vorba aia. Când vine pisica la ușă, se uită la tine, zice miau, miau, și în limbaj pisicesc înseamnă a venit sclavul ăsta acasă. Ei bine, haide să trecem peste asta. Avem una singură legată de... Băi, deci am rămas șocat, am văzut niște imagini. Deci este vorba despre un supermarket din Giurgiu, da? Așa, deci ne mutăm la Giurgiu acum. Nu, da, că este cumva legată de cele sfinte. Deci fii atent, da. S-au înghesuit oamenii, în general oamenii netate, cum îmi zice mie cineva. Uite, fii atent ce îmbulzeală. Noi suntem și pe TV Canal de 2, dacă vreți să și vedeți despre ce vorbim noi acolo. O îmbulzeală, deci la un supermarket din Giurgiu, o îmbulzeală de om peste om, claie peste grămadă, mii, sute de oameni. Pe vremea lui Ceaușescu era așa, când se dădea ceva. Știi ce s-a dat? Nu s-au dat tigăi. Uite cărucioarele, tăticu. Fii atent, a fost... Oale. O ofertă la, țineți-vă bine, la ce credeți că a fost ofertă? La pui. La lumânări. Hai, mă. Vorbesc serios. Deci cumpărătorii s-au așezat la coadă încă de la ora 6 dimineața pentru a nu rata oferta. Și că magazinul se deschidea la 7:30. Deci oamenilor nu le-a venit să creadă, că au întrebat, domnule, ce se dă aici? Lumânări, ofertă. Un fel de Black Friday, nu? Black Friday, eu știi ce cred? Păi nu știi că era până în America și până în Canada, erau aia, stăteau la uși cu geam, cu fețele lipite așa de geam, și când se deschideau se călcau în picioare, intrau ca nebuni, știi, deci grămadă așa. Am vorbit mai devreme de lipsa căldurii din București, să știi că seamănă cu iarna în București, când nu ai căldură, se îmbulzește lumea la supermarket, fiindcă acolo este cald. Și evident, omul, cum este, omul cu scaunul la cap, cum este, își face sanie vara și își face car iarna. La noi se fac stocurile de Paște la Giurgiu, da. De lumână. De lumână. Neața bună, ne întoarcem însă la o super invitată, fiindcă... Așa, bravo, Cosmin, dar să ne ajute Holy Moly imediat. Bine, Holy Moly! This is...